deja știm că oculta mondială și reptilienii ne știu căutările rușinoase de pe Google, ci știm că ne ascultă și ne știu bârfele de la telefon. Chiar EFF, Electronic Frontier Foundation, se mai agită din când în când, pe bună dreptate, să scoată la iveală cum agenții americane fură cetățenilor listele de cumpărături și rețetele de macaroane cu brânză. Acum știm clar, ne-au pus până și în vaccin chip. Știți voi, ăștia de la Gates. Au scris chiar și de la France 24. Iar The New York Times ne spune clar că s-a și aliat cu Organizația Mondială de Sănătate pentru a-i vaccina pe toți. Dar ce nu știți voi e că oculta e cu ochii pe voi prin cel mai inofensiv dispozitiv din casă. Unul care nu este lipsit de controverse, însă totul pentru a direcționa atenția în altă parte, de la subiectul important, iar acel dispozitiv inocent, aparent, este cuptorul cu microunde. MIC, MIC, o publicație internațională, vorbește fără nerușinare despre cum se pot transforma aceste electrocasnice în dispozitive de spionare. Nu doar că oficialii americani susțin că el poate fi folosit pentru a spiona cetățenii, dar mai mult de atât, chiar și așa, cutia aia de tablă, ce pare atât de inocentă, s-ar putea transforma într-o zi, într-o armă cu microunde care să ne atace pe toți. Așa că, astăzi, am scotocit internetul, hotărât să aflu dacă mai pot să am încredere în electrocasnicele mele. Un singur lucru pot să vă spun de la început. Am subestimat cu toții aparatul acesta. Înainte de a arunca pe geam cuptorul cu microunde, stai totuși să vedem cum stă treaba. Ce-i cuptorul cu microunde? Aveți link-uri în descriere spre articolele pe care le-am citat, mai în glumă, mai în serios. But I still need a bit of milk, full fat, which I've warmed in the microwave. În principiu, cuptorul cu microunde este o cutie de tablă care încălzește mâncarea cu ajutorul radiațiilor electromagnetice. Un dispozitiv din interiorul cuptorului, numit magnetron, produce, spre șocul tuturor oamenilor din audiență, microunde. Aceste microunde se reflectă în interiorul metalic al cuptorului și asta face ca moleculele de apă din mâncare să vibreze. Bâz, bâz. Bâz, bâz, nu atât de tare, calmează-te. Prin această vibrație se produce procesul de frecare dintre molecule. Frecarea produce, desigur, căldură și magie. Ciorbica e caldă și bebelușul gata. Dar cum a apărut invenția această magică, producătoare de atât de multă controversă? Sunt mituri și legende legate de marile invenții ale lumii, iar în principiu controversele apar atunci când cineva descoperă ceva, dar nu își permite să patenteze, să plătească pe cineva să spună, da mă, el a inventat. Atunci cineva vine cu bani, plătește, dar își asumă în mod legal invenția, dacă nu o cumpără pur și simplu de la inventator. Acesta este cazul și cuptorului cu microunde, nelipsit de speculații, mulți asumându-și primii pași, mai mult sau mai puțin reali, însă există și contribuții clare, documentate. Una dintre teoriile apariției cuptorului cu microunde ne duce într-o seară frumoasă de vară în Germania nazală. Se presupune că nazalii au descoperit sau au dezvoltat un astfel de dispozitiv pentru a nu risipi timpul cu prepararea mâncării în perioadele de război. Nu avem atestări documentate care să confirme astfel de teorie, e o vorbă din popor. Percy Spencer, un fizician american, este cel care are atribuită inventarea cuptorului cu microunde, dacă vrei să o spui așa. Iar momentul ne duce pe 8 octombrie în 1945, unde Percy brevetea metoda de a încălzi mâncarea cu ajutorul undelor electromagnetice. În 1947 apare și prima formă fizică a cuptorului cu microunde, similar celui de astăzi, și care funcționa pe principiul enunțat de Percy, Rather Range. Problema cu această invenție era dimensiunea. Întotdeauna bărbații se plâng, era cam de mărimea unui om. De această dată cântărea 300 kg, era mândru inventatorul, dar era cam mult pentru a încălzi ciorbica și pentru a dezgheța puiuțul. Acum, dacă îți pare rău când îți vine o idee, vorbești de ea la birou și colegul îi spune șefului ideea pe care ai avut-o tu, imaginează cum s-a simțit Spencer când compania la care lucra i-a luat toate drepturile asupra invenției și a dat în schimb o gumă de mestecat. Nu, i-a dat și niște bani, liniștiți-vă. Dar nu toți banii. De-abia după moartea lui a fost recunoscut în mod oficial ca inventator al cuptorului cu microunde. Și există un mit sau o teorie care spune că ați auzit mitul, de asta n-am început cu el, că Maran se plimba cu un baton de ciocolată în buzunar și că a descoperit așa că undele de anumite frecvențe îi topesc batonul. Povestea e interesantă, iar concluzia lui a fost clară, undele mi încălzesc mâncarea și organele, dar realitatea e mai plictisitoare. Omul studia
undele. Nu a dat pestele accidental. E interesant să scrii un articol, să faci un clip pe YouTube, dar na. El studia undele electromagnetice și a descoperit și dezvoltat teoria care stă la baza cuptorului. La baza modului de funcționare, nu ridicați cuptoarele, că nu-i scrisă teoria pe să mergem mai departe. De la început însă exista sceptici, chiar și în acest caz. Oameni de știință care criticau public invenția și care vorbeau despre efectele ei nocive au fost primii. La primele probleme se adaugă și costul imens de producție în masă și adaptarea pentru uz casnic. Așa că, na, 10 ani de dezvoltare și de discuții trec între inventare și momentul în care cuptorul cu microunde începe să apară în casele oamenilor. De-abia în 1962, după multă muncă și cercetare și micșorarea dispozitivului, compania Sharp scoate pe piață prima serie de cuptoare cu microunde pentru uz casnic și Sharp scoate și cel mai bun cuptor cu microunde 10 ani mai târziu, dar nu este subiectul. Totuși, ca o notă secundară, este cel mai bun cuptor cu microunde pe care, din nefericire, nu-l găsești astăzi nici chiar să-l cumperi, pentru că de ce să-l găsești? Iar acest cuptor cu microunde și cele care au urmat multă vreme după aceea au arătat la fel ca cuptoarele electrice care încălzesc mâncarea în mod normal, rezistență, ziua de astăzi. A devenit foarte rapid o invenție populară. Popularitatea a fost ajutată și de controversele, adică da, controversa vinde. Scoți un produs, mai scoți unul, se ceartă producătorii între ele și oamenii aud de ceartă, dar și de poveste, reclama ascunsă dintotdeauna a existat. În 1966, dezvoltatorii s-au gândit să pună în interior un dispozitiv rotativ pentru a încălzi mâncarea uniform. Imaginează-ți că nu le-a venit ideea de la început. Și în tot acest timp, în Republica Socialistă România, se lucra la un sistem rotativ similar. Se numea Constituția, în care prezenta un regim mai democratic decât cel american. În fine, cuptorul cu microunde a devenit din ce în ce mai popular, iar până la începutul anilor 2000 în Statele Americii erau vândute deja 12 milioane de asemenea electrocasnice. Încet, încet au apărut funcțiile de dezghețare, cronometre, asasinare și tot felul de opțiuni pentru a deveni aproape indispensabil unei familii. Iar în prezent există mai multe feluri de cuptoare. Avem cuptoare cu mecanisme mecanice, exact mecanism mecanic foarte logic, adică acelea cu rotiță, însă tehnologia le-a dat și lor o învățișare nouă, una senzorială. În plus, noile cuptoare cu microunde au și bariere care împiedică radiațiile să interacționeze cu mediul extern. Imaginează-ți ce s-ar întâmpla, să-ți facă și cald în casă și în suflet. Interesant de privit este și modul în care industria alimentară pare că are o înțelegere cu producătorii de cuptoare cu microunde. Adică nu-mi explic cum apar din ce în ce mai multe produse, alimente, semi-preparate, poziționate la o distanță de doar 2-3 minute de stomacul meu pofticios. Nu știu, sigur nu se întâmplă asta pentru a economisi timpul pierdut gătind pentru a-l petrece mai degrabă muncind pentru corporație, nu știu, dar știu, e clar o conspirație. Poate e posibil și corporațiile să fie băgate în asta. În fine, nu mai pun astfel de întrebări până ne lămurim totuși dacă ne ascultă oculta mondială prin cuptoare. Trecând la lucrurile cu adevărat serioase, vă spuneam mai devreme că prin presă și printre cercetători s-au tot vehiculat tot felul de studii cu tot felul de efecte negative sau nocive ale cuptorului cu necromicrounde. Se spunea chiar că există o legătură strânsă. Atât. Nu. Exista o legătură strânsă între microunde și bolile oncologice, cancer. Nu au existat dovezi solide în niciunul dintre cazurile de teorii apocaliptice, dar pentru a liniști populația, organizațiile alimentare au redactat și norme care să reglementeze modul de fabricare și comercializare al acestui dispozitiv, în așa fel încât, chiar dacă ei spuneau că nu pun în pericol viața cetățenilor, să se asigure că și printr-un set de reguli nu pun în pericol viața cetățenilor. Dubioasă ideea. Dacă zăpada nu te poate frige, de ce să scrii pe o hârtie, atenție, zăpada nu frige? Nu știu, dar mergem mai departe. Iar teoriile cele mai populare, care se nasc din tot felul de inconsecvențe, precum cea de sus, cu privire la înspăimântătorul cuptor de microunde, teorii care, repet, n-au fost vreodată confirmate și se lovesc de studii clare și recunoscute de organizațiile mondiale, după cum urmează. Unii spun că undele au un efect nociv asupra produselor lactate și astfel mâncarea copiilor nu trebuie încălzită în cuptorul cu microunde. Odată trecute prin cuptorul cu microunde, lactatele perturbă sistemul nervos al bebelușilor și îi face să se dezvolte altfel. Acum, nimeni nu spune de ce doar lactatele sau de ce la adulți nu are un efect similar, presupun că are mai mult impact în media să te acuze cineva că îți omori bebelușul cu lapte călduț. Altă teorie spune că microundele sunt ca o boală transmisibilă la om. În timp ce undele fac moleculele de apă să tremure în fața ta și să se frece unele de altele, acestea sunt și penetrate mișelește, iar apoi din alimente intră direct în noi. Adică noi mâncăm microundele. Odată ajunse în trupurile noastre de zei greci solemni, undele acestea conving hemoglobina să scadă și împing colesterolul în sus.
Asta s-a descoperit la o serie de subiecți pe care s-a experimentat. Acum, studiul nu a arătat, n-a spus la ce alți factori au fost expuși subiecții, dacă li s-a schimbat comportamentul alimentar pe parcursul studiului sau dacă știau cu exactitate la ce fel de studii au parte, dar da, și eu de când folosesc cuptorul cu microunde m-am îngrășat. E clar, dacă mănâncă porcul, tot ce ușor de gătit. Conform alte teorii, unii au mers și mai departe și au spus că undele acestea nu produc colesterol în corpul nostru odată ce pătrund, ci că pur și simplu orice aliment care trece prin cuptorul cu microunde primește automat un coeficient de colesterol în plus. Materia apare de nicăieri. Îți dai seama, bagi un morcov la microunde și scoți un morcov cu colesterol, ci că să mai mănânci legume. De asemenea, unii spun că microundele accelerează procesul de dezintegrare al substanțelor, că prin interacțiunea dintre moleculele de apă și proteinele modificate de unde se creează compuși cancerigeni, că odată cu trecerea prin cuptorul cu microunde alimentele își modifică structura, odată introdus acest aspect în metabolism, aduce modificări și acolo, în principiu nu asimilezi mâncarea deshidratată, ci te îngrași din cauza ei. Undele de asemenea se pun contra vitaminelor și nu le mai lasă să se ducă unde au ele treabă prin corpul nostru, foarte urât și nepoliticos aș putea adăuga, și de asemenea că în jurul cuptoarelor se formează un câmp electromagnetic care ne afectează organismul. Cumva de la teoria aceasta a plecat și confuzia cu privire la cât de mult ne pot afecta cuptoarele cu microunde. Acestea sunt teoriile neprobate, neverificate, de nesusținut. Totuși, organizații spun că există unele riscuri reale privind la cuptorul cu microunde. În primul rând, pentru că poți să-ți încălzești mâncare în 2-3 minute, asta nu înseamnă că trebuie să o și faci și să mănânci doar la 30 de minute. Dar n-are treabă cu microundele, poți să le încălzești și pe foc în pădure. Vorbim serios. Trebuie precizat că microundele din cuptoare emit radiații, dar nu sunt ionizate. Adică nici nu-i corect să le compari în graficul de pericol cu radiațiile ionizate prezente în razele X, de exemplu. Expunerea la o cantitate mică de radiații neionizate n-are niciun fel de risc care poate să fie confirmat de vreun studiu oficial. Expunere excesivă, da. Ce înseamnă asta? Dacă îți bagi capul în cuptorul cu microunde sau în orice fel de cuptor, până la urmă te arzi. Din acest motiv, cuptoarele nu pornesc decât dacă ușa este închisă sau, dacă ai dat pornire degeaba, te pune, mă, deschide și pune ceva înăuntru și pe aia închide. Expunerea la radiații neionizate, dacă e excesivă, poate provoca cataractă, o boală care deteriorează vederea. Din acest motiv, producătorii sunt obligați să certifice materiale de protecție din care sunt realizate cuptoarele. În plus, este recomandat să nu utilizezi pentru mult timp același cuptor, pentru că materialele protectoare se deteriorează în timp. E bine să arunci un ochi pe recomandările producătorului dacă ai un cuptor cu microunde. Nu e acolo doar ca să vândă ei mai multe cuptoare. Oamenii sunt bogați, ar putea să cumpere insule, să nu mai muncească o zi în viața lor, să zice mersi că ne fac și nouă cuptoare, să ne încălzim mâncarea în 2-3 minute, să ne facem grași cât porcii. Deci, măcar dacă vezi că ar ruginit cuptorul cu microunde, ia-l pe ăsta ca un semn că ar trebui să-l schimbi. Dacă ușa nu mai stă, ia-l ca pe un semn că ar trebui să-l schimbi. Și înainte de a vă spune câteva trucuri interesante pe care să le faci sau să nu le faci cu ajutorul cuptorului, să vă spun cireașa de pe tort. Prin 2017, consilierul principal al lui Trump, doamna Kellyanne Conway, vorbea public despre cum serviciile de securitate americană spionează americanii prin intermediul telefonelor, computerelor, televizoarelor și mai nou spunea chiar și cuptoarele cu microunde puteau fi transformate în dispozitive de supraveghere. Dovezi mai noi prin care tot președintele Trump folosea Agenția Națională de Securitate împotriva cetățenilor americani. Altele care arătau că Pentagonul a vrut să lanseze rețele de supraveghere a propriei populații ridică o panică de înțeles instalată în America, dar și în restul lumii. Opinia publică cerea, desigur, și cere explicații. Oficialitățile responsabile la acea vreme au negat că afirmațiile consilierului sunt cu adevărat adevărate, însă un fost șef CIA a făcut o afirmație tare interesantă. Michael Hayden a apărut la The Late Night Show al lui Stephen Colbert și a confirmat, după cum citesc, pot să vă spun că aceste instrumente nu ar fi folosite împotriva unui american. Pot să vă spun că aceste instrumente nu ar fi folosite împotriva unui american. Asta nu înseamnă că nu pot să fie, nu ar fi. Sau ar putea fi împotriva unui neamerican, nu contează. În plus, nu s-a negat existența clară a unei astfel de tehnologii și dacă ar avea acces la ce vorbim noi în casă și am mai putea să și plătim pentru asta, deci, na, de ce să nu o fac? Cine oprește? Teoriile conspirației sunt multe și multe amuzante. Majoritatea, ca de obicei, nouă bază temeinică. Cert este că invenția lui Spencer ne face viața mai ușoară. Apropo de beneficii, pot să vă spun câteva trucuri pe final pe care puteți face cu ajutorul invenției. De exemplu, un latte ca la carte. Puneți laptele într-un recipient cu capac, agitați-l pentru 30 de secunde. Prin mișcarea de scuturare,
așa, nu-i vorbiți urât că nu se agită. Apoi puneți recipientul în cuptorul cu microunde, timp de încă 30 de secunde, până când laptele e aproape să dea pe afară. Și așa, într-un minut, aveți lapte cremos și cald, mai bun pentru cafea. Usturoiul poate să fie decojit mai ușor cu ajutorul cuptorului cu microunde. Ridici cuptorul și ce să-ți zdrobești usturoiul, nu glumesc. Tai partea care ține împreună căței, fundul unde-i rădăcina, și pui restul cățelului de usturoi, mănunchiul de usturoi, nu un câine, în cuptorul cu microunde, 5 secunde, da? 5 secunde la 800 de wați. Când l-ai scos, pur și simplu strângi de usturoi și iese ca puroiul. Dacă pui lămâia 20 de secunde la microunde înainte să faci o limonadă, scoți mai mult suc din ea. Dacă încălzești un pic la microunde aluatul, dospește mai repede. Busuiocul proaspăt se poate transforma în busuioc uscat, numai bun de pus peste friptură, în doar câteva secunde la microunde. Pui ierburi într-un singur strat, 30 de secunde la 800 de wați și vor fi gata, uscate și bune de pus peste mâncare. Cel mai important lucru pe care trebuie să-l ții minte orice ai face, microundele sau cuptorul cu microunde, aparatul de microunde, este făcut să interacționeze cu moleculele de apă. Așa că orice puneți acolo, dacă nu e prea umed, trebuie însoțit de un recipient mic cu apă. Încălzești alimentul direct în apă sau stropești alimentul cu puțină apă înainte. Dacă vrei să reîmprospătezi pâine, de exemplu, ori pui apă peste ea și o bagi la cuptor, ori pui șervețel. Nu pune șervețel. Am încercat treaba asta, se lipește șervețelul de pâine, nu e bun. Pune niște apă peste pâine și se reîmprospătează. Și dacă vrei să nu-ți faci rău singur, cuptorul cu microunde este un aparat electrocasnic folosit în alimentație. Trebuie spălat. Chiar dacă nu pare murdar, căldura susține creșterea de bacterii. Spală măcar din când în când, săptămână. Nu pune legume în el. Dacă fierbi sau prăjești prea mult legumele, se pierd din nutrienți. Asta se întâmplă în general. Dacă pui într-o oală și fierbi legumele, se pierd din nutrienți. Microundele accelerează procesul. Nu băga ouă fierte tare în coajă la microunde. E o bombă cu ceas. Păi ce să-i faci? Deși scrie că rezistent. Nu băga plasticul la microunde. Particule de plastic, odată ce se vibrează acolo și se freacă de mâncarea ta, poți să intre în mâncare. E la mintea cocoșului. Nu băga plastic înăuntru. Și am mai zis deja, dar cel mai important lucru, la cel mai mic semn de deteriorare, schimbă cuptorul pentru a evita o posibilă expunere excesivă la radiații. Cuptorul cu microunde este o invenție pe atât de utilă pe cât de controversată. Se speculează că e interzis în anumite țări sau ar fi fost, dar până la urmă s-a dat voie. Informațiile au fost infirmate de surse sigure, dar încă plutesc nori mari de conspirație și teorii asupra lui. După clipul de azi, pot spune clar că invenția a trecut printr-o întreagă aventură și a câștigat locul de cinste în ciuda tuturor gurilor rele și poate fi folosit în bucătăria ta pentru a-ți economisi timpul, a-ți face o pungă de popcorn rapid. Popcornul iarăși la pungă, e o poveste acolo, nu se recomandă, dar îți economisește timp și cuptoarele nu sunt foarte scumpe. Spuneți în secțiunea de comentarii când v-ați cumpărat primul cuptor cu microunde, ați fost voi mândria satului sau a blocului și care e cea mai ridicolă chestie pe care ați auzit-o despre cuptorul vostru cu microunde de la un vecin, vecină, ciudosul că tu ai și el n-are. Mulțumesc tare mult, aveți grijă de voi. Pa, pa!